Bună seara, sunt Sorin Diaconescu, bine v-am găsit la o nouă ediție, o ediție specială a emisiunii Fețele Puterii. Începem emisiunea împreună, onoarea îmi aparține însă mie și obligația ca împreună cu un interlocutor special să realizăm o convorbire interesantă care să vă țintuiască în fotolii, canapele, scaune. Doamnelor și domnilor, există puțini oameni cărora nu le poate fi tăiat sonorul unul dintre ei îmi face onoarea să fie oaspetele meu din nou. Generalul Mircea Chiararu se întoarce la MDI TV cu noi date, cu noi comentarii, într-un an complicat, într-un an în care avem foarte multe de învățat, foarte multe de îndreptat și mai ales avem nevoie de înțelepciunea și puterea pentru a face toate acestea. Bună seara, domnule general, mă bucur că ați venit și vă mulțumesc foarte mult pentru că știu ce program complicat aveți. Și eu... Îmi rezerv dreptul cumpătat să vă spun bună seara și mulțumesc de invitație, salutându-vă pe toți cei care v-ați drămuit timpul, fie din curiozitate, fie din dorința sinceră a cunoașterii, să stăm împreună cele 50 de minute, am înțeles, nu? Așa sunt ele, sunt 50 de minute, sunt puține... Non, cum se spus, vorba, înțeleptul lui Cicero. Non multa sed multum. Nu e nevoie să vorbim mult, dar plin de conținut. Domnule general, trăim un an complicat. Al trecut niște ani. Întreb când am trăit noi simplu. Da, de data asta însă avem ocazia cel puțin pentru mine să vorbesc despre asta sau să vă ascult pe domnia voastră. Iar oamenii să plece cu ceva din, în urma convorbirii noastre. Aș vrea să vă întreb cum apreciați campania electorală, mă refer la sensul ei, dacă a avut sens, dacă au fost păstrate și sensurile, dacă și-a atins scopul. Această campanie electorală pentru alegerile din 25 mai. Și apropo de asta, vreau să întreb și pe telespectatori, asta e întrebarea serii și vă rugăm să răspundeți cu da sau nu la numărul de telefon afișat pe ecran, dacă regretați că nu ați participat la alegerile de pe data de 25 mai. Cei care n-ați făcut -o. Vă rog, domnule general. Asta a început abrupt și nu pot decât să intru tot abrupt în subiect. Absolut. Este un subiect care îmi produce o greață camisiană. Adică, conștient fiind de această duplicitate, acest dublu sens, mi-ați spus campanie electorală? Nu, nu, a fost o campanie personală a partidelor de a achiziționa un pachet de locuri bine plătite într-un Parlament European, căruia românul îi este la fel de străin cum îmi este mie străin acum cel care mă privește paharul cu apă. Pentru că. Trebuie să recunoaștem. Nu de ce să sunteți atât de aspru? Pentru că eu nu practic un discurs. Ghidat de formula lui political corect. Uh -huh. Eu nu vreau să fiu corect doar pentru că așa dă bine la coana politică globalistă. Am să mai explic. Eu trebuie să merg pe real politic pentru a evidenția exact realitatea acea realitate care dacă o mușamalizăm sau o cosmetizăm ca pe o babă fardată și o vindem la produs frumoasă, ne păcălim și pe noi și pe ea. Și până la urmă, minciuna iese la iveală. Ori, de ce credeți dumneavoastră că avem acest recul social de încredere în spectrul politic? De ce avem noi recul social în încrederea? românului în propria sa putință, că națiunea asta poate să fie lui folositoare și nu altuia. De ce avem atâtea reculuri și de ce trăim într-un mod, aș spune, fatal, psihologia eșecului? Fatalistul român spune, domnule, orice am face, tot ca dracu iese. Că îi punem pe ăștia, că îi punem pe altul, tot aia e. Se vorbește altfel? În, A, aproape în un gura? sentiment al deșertăciunii. Iertați-mă, vă întreb, se vorbește nu. altfel în România reală? Nu, nu, așa mergeți la gura de metrou, mergeți la piață, mergeți la biserici, mergeți și cumpărați la chioșcul de ziare și dacă sunt mai mult de trei, se înjură între ei uitându-se ce tip de ziar cumpără. Acolo s-a ajuns. La suspiciune, la neîncredere, la o dezactivare totală a spiritului civic angajat, a responsabilității asumate. Nu! Ducă se dă fie ce o fi, m-am săturat, oricum o îi dau tot prostiese. A fost campanie electorală pe valoarea europeanismului sau unionismului european ca și beneficiu al existenței noastre în Uniunea Europeană? Nu. A fost campanie Electorală pentru sine și pe modelele partidelor care și-au trimis uh, vagoanele la export. Și asta să fie un semn al, să spunem, incapacității politicienilor de a înțelege, a incapacității lor de a face față subiectelor legate de Parlamentul European sau mai degrabă nu. un, din, un din... patriotism pierdut. Păi, ca să pierzi ceva, trebuie să-l fi avut cândva. Iertați-mă, eu suspectez și am studiat foarte atent din perspectiva uh, psihologiei comportamentale a individului și a psihologiei mulț mulțimii, din perspectiva reacției mulțimii față de uh, activul individului politic. Eu Este la noi o lume a paradoxului. Este ca și cum am introduce într-o cutie neagră un filon de aur și nu știu ce se întâmplă într-o alchimie inversă, uh -huh. iese numai rezidul de plumb. Deci nu plumbul face aur. Că e amărât, neștiut, a intrat în politică are calități și a intrat în această formă de organizare obligatorie după regulile democrației și iese de acolo un individ cu valoare adăugată care și asumă ce? Responsabilitățile celor care l-au trimis acolo. Nu, el abandonează orice responsabilitate colectivă, se, con se concentrează într-un cerc egolatru s asta însemnând iubitor de sine și de grupul care îl sprijină Când lume, domeni, și devine la... contrarul așteptărilor celor care le au trimis. De 20 de ani, efectiv, cu excepția celor, celor 4 ani care în prima reprezentare au fost cei trimiți de valul Revoluției. Uh -huh. Și nu mai vei cum să te întrebi dacă e bine sau rău. După aia au început uh, disjuncțiile, discernele și trezirea la realitate, chiar dacă toți au votat în Duminica Orbului. Dar omul, din fericire, are cel puțin încă patru simțuri. I-am pipăit ulterior, greu. Vă spun un om care a trăit în interiorul lor, care a făcut managementul funcției publice de stat, care a trebuit să se opună, atenție, tentațiilor, acestor tentative continui ale politicianului de a fi factotum și de a se substitui cui? Expertului substituția expertului din viața administrației, din viața publică, din mecanismul trăitor al neamului, nu numai al neamului nostru, a oricărei societăți, duce la alterarea sistemului funcțional al societății și al statului. Iar statul, fiind ancrasat, devine imediat proprietatea individuală a celor care ocupă postul. Aici suntem. Și toată lumea o vede eu am găsit cuvintele cu care le exprim în formula mea de percepție. Acest lucru numit oligarhie autocrată, pentru că au început să ajungă în funcțiile acestea, tocmai cei care au decapacitat economic și financiar țara și își cumpără posturile păi nu poți să intri pe listă Domnule, dacă n-ai cotizat. Serios! La 50.000 de euro în sus. Își cumpără posturile eu o fac dintr-un orgoliu personal, dar mai ales pentru a-și consolida patrimoniul ilicit pe care el l-a făcut în haite, în gașcă, și în loc să practice politici publice, le reconfigurează în politici private, personale, în folosul grupului de interese care devine scut pentru el. Domnule General. Mă întrebați, da dați și închei. Nu, nu, nu. aceasta este Chiar aceeași percepție și pentru cei pe care am trimis în Parlamentul European ce am trimis acolo? două tabere care se vor certa pe subiectele României se vor părâi une pe alții la noua mare poartă că vezi bine a fost sau nu lovitură de stat, vezi bine că unii acum pun mai pe putere și nu mai lasă până nu știu când, vezi bine că e pericolul, au leu vine cizma lui Putin și ăștia colaborează economic cu ei, adică se inventează mereu ceva ca argument politic dintr-un imaginar bolnav. Mam, vorba lui German. Săturat. Dar nu m-am săturat de România m-am săturat de, de ei. De politicieni. De, 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 de acest tipul tip, acesta de, acest de, tip de politicieni. Ați văzut, am gândit empatic. Așadar, vorbim... Vreau să, așadar, vreau, vreau să vă despre... rog să, să, să detaliați o idee, cu scuzele de rigoare, dar trebuie să întrerup pentru că ați Ați dus discuția într-un punct interesant. Ne întreabă lumea, ne întreabă cei care ne sună la telefon, cei care ne contactează pe rețele de socializare. Ne spune exact ceea ce domnia, noastră, domnia voastră ați afirmat. Oamenii par la început ceva și tot se schimbă. Va să zic că sistemul e mai puternic decât fiecare în parte și mai puternic decât toți la un loc. Când anume are procesul de transformare a unui om care la început pare bine intenționat și... Pă rog, agrementat și alimentat cu toate energiile necesare unor politici publice, când este el deturnat și devine servitorul unor politici private. Vă spun cu exactitate cele două etape istorice în acestea 20, aproape 25 de ani. Vorbesc de 20 de ani. La început, erau făcuți dependenți de sistem după ce intrau în sistem. Erau introduși în mașinațiuni, în malversații. Introduși în funcții, în posturi, mai mult sau mai puțin cheie, dar în asemenea mecanisme care îi făceau responsabili. Ați observat că de 20 de ani încoace succesul este a lui. Eu am făcut asta, iar eșecul, știți, noi toți am greșit. Deci aceasta este prima paradigmă a nemerniciei a abandonului de țară. Plural. Da, da, a nemernicii abandonului de țară. Cum? Dacă a fost un om onorabil, a fost introdus atenție la termen. Îl spun a doua oară în spațiu public. Termenul sau fantoșa e, metaforică a celor care urmăreau venal aceste lucruri se numește bagăl în moara cu ciocănele. <laughs> Și ce înseamnă? Macină-l ori cedează, ori dacă nu, introdul într-o operație, într-o combinație, din care să nu mai poate ieși, deoarece devine șantajabil. A fost destul de greu. Unii nu au vrut să fie, au, au plecat. Pentru că sistemul în momentul în care ești piatră dură și în moarea cu ciocănele, tu reziști, te scui pe afară. Rămân cei care se fac pleavă ușor. Are niște senzori sistemului. Bineînțeles, senzorul este opțiunea ta sinergică față de chipul lor hidos. Dar acum au zis, noi e prea scump, ne costă prea mult timp, ne trebuie o jumătate de mandat, dar bine pleacă în altă parte, mă lasă cu ochii în soare și atunci ce fac? Îi iau de-a gata. Știți ce înseamnă asta, domnul de-a și distinți și telespectatori? care Dragii ne mii, urmăresc intens și pe Facebook. Vreau să vă spun o chestiune. Multe mesaje. Acum îi iau de gata. Îi iau pe cei care sunt direct șantajabili. A. Direct. Formula ascultată de către subsemnatul într-o superbă zi de decembrie după ceremoniali... care nu mai trebuie să După ceremonialele de la uh, Alba Iulia, îi se pune o întrebare unui președinte mare de partid care acum vă a că a ieșit din nou pe piața publică. Știți că vă propun să. La care întrebarea lui? Bine, mă, dar tu te-ai gândit. Cum îl controlăm noi? Control noi pe ăsta? Cum îl controlăm? Păi, știți cum? Și știți ceva? Hai să ne mai gândim. Deci, în prima întrebare care a fost pusă, avem mecanisme în care se pune încă Știm să. Îi dăm comanda și el să răspunde corespunzător așteptărilor. Uitați-vă la toți. Ce frumos s-a revoltat un tânăr din Partidul Social Democrat, nu-i spun numele, dar poate fi recunoscut, a făcut o afirmație de bună credință. El a spus că istoria României față de conceptul Holocaustului s-ar putea să fie cumva altfel. A fost trimis la reeducare, la Muzeul Holocaustului din Washington, a fost trimis imediat în Israel, a venit, a făcut de plina mea culpa și a apoi numit ministru. Deci, v-am dat un exemplu. Ajungem Poate... la bolile politicii românești? Nu. Politica românească nu este are boli. Nu. Politica românească este bolnavă în totalitate. Ah. Pentru că pleacă de la premize false. Este o politică în sine. Nu este o politică cu scop și țintă mai binele națiunii române. Politica românească este o politică partizană, facționistă și individualizată pe interesele individului și de grup. Deci asta este boala care, din păcate, domnule de Să o spun cu tristețe, studiind-o încă din vremea lui Eminescu. Știți foarte bine că Eminescu, în calitatea lui de director al ziarului Timpu uh -huh. a avut uh, filipicile sale ditiramele extraordinare împotriva politicianismului și a încălcării dreptului natural și asta este o problemă foarte importantă generând o viziune a conservatorismului organicist și răspunea că timp cei care ați luat frâile puterii în 1876 spunea asta în atât timp cât ați luat frâile puterii nu vă veți gândi că deveniți o clasă superpusă doar dacă cereți la cel țăran ce muncește un an de zile să plătească o singură pensie de reisprăvit. Nu veți putea duce țara spre progres. Dacă nu gândești că scopul acțiunii tale trebuie să se resfrângă în mai binele logic condensat, dar și cumpătat nu produc mâine opulență, că poporul să n-a fost învățat cu opulența domnule A fost învățat. Asta vreau să, să spun că românii chiar dar nu să au trăiască, să trăiască domnule nu cu spaima zile de mâine de pe o zi pe alta, nu cu, cu spaima faptului că mâine îl zboară afară, nu știu ce, uh, idiocrat. Uh -huh. Am greșit. Idiotocrat. Că așa vrea el. Așa vrea mușchiul lui infantil, și neuronul lui idiot Să-l dea afară că nu i-a plăcut de ochii lui Această Această Oligarhie Autocrată este mai cumplită Decât dictatura Pe care noi o știm în sensul Definiției clasice Dar noi oamenii nu greșim cu toții Pentru că cerem acestor politicieni Ați văzut reflexul? Greșim cu toți? Nu! Greșim fiecare în parte Bine, greșim fiecare în parte O parte dintre noi greșind fiecare în parte, producem următorul raționament. Cerem politicului să se reformeze el însuși. Cui cerem noi asta? Celor care nu sunt în stare de reformare. Asta deci rețineți sistemele, începând la definiția lui Claude levi strauss în antropologia structurală. E o chestiune veche, da, noi nu da. putem descurca Spune clar, sistemele, cu excepția celor naturale, care sunt entropice, care intră într-un circuit continuu, nu se pot reforma din interior. Sistemele se reformează fie printr-un impuls major mutant sau distrugător din afară sau dintr-o conștiință și o voință exterioară însușită de elementele dinamice din interior. Terminat definiția. Dacă așa stau, stau lucrurile, vă întreb eu. Ați văzut cumva că acest sistem politic să nască, să clocească și să scoată un vizionar, un rediriguitor care să spună, bă, gata cu potlogările, hai să facem, nu omul de timp nou, hai să facem măcar o sămânță pentru gândul ce urmează să-l punem în folosul acestei țări. Domnule Deaconescu, am să-o spun de câte ori voi putea până voi închide ochii. Nu vă grăbiți că n-am să o fac așa de repede, mai aveți de lucrat cu mine. Nu pot, și mai mult decât atât, nici n-ar avea voie să conducă nici măcar o grădiniță. Poate exagerez, de la nivelul de mezostructură superioară și cea înaltă, acei oameni care în viața lor n-au dovedit că iubesc cu adevărat acest popor și această țară. Că într-adevăr există un patriotism natural trăit și aplicant. Fac referire la expresia noastră a patriotismului pierdut. pierdut. Nu. Poporul nostru este un popor iubitor de țară, patriot, din păcate, atât de urgisit, încât el nu mai poate să producă revelația ridicătoare. E presiunea obe uh, um, obezii atât de mare, încât el nu poate să reacționeze decât la ceea ce poate este chiar de neîngăduit. Și acest de aproape, pentru că a urgisi în batjocură, în lipsă de demnitate, un om este o greșeală pardonabilă și ți-o găsești în justiție. A urgisi și a denatura onorabilitatea unui popor, este un act istoric criminal și nu se poate repara decât tot printr-un act istoric. Am în să. momentul de față, și închei ideea, da. în momentul de față, dacă nu vom găsi soluția schimbării radicale a mecanismului de formare a clasei politice, nu este problema ca acesta să fie recondiționat sau reformat. Nu. Trebuie schimbat din temelii. Trebuie gândită o altă rânduială o altă formă de reprezentare și o altă formă de accesare a individului dornic să fie în slujba societății și nu în slujba sa și să intervină din nou un singur și foarte Bun. important element. Să se manifeste suveran acest popor în timp real. Și avem soluții. Le spunem celor care ne ascultă și sunt gata să dea raportul mâine. Da, dragii mei, această formă de viziune constituțională, de a așezare într-o nouă și dreaptă rânduială, este făcută de la A la Z și rădă acestui popor amărât dreptul suveran de a se semna pe sie și să înlăture dintr-o singură lovitură pe toți cei care au uzurpat această suverenitate. Când spuneți o singură lovitură, cum? O nouă Constituție. O nouă Constituție. Dar nu cea rafistolată și întoasă de cei care și ei pur și ne simplu... spun că nu e constituțional să facă ceea ce da. le cere. Aici, aici, am să intru Eu... puțin în filozofie. Nu poți să schimbi lumea stând în propria ei cutie Faraday faradai. Fara Ieșirea din paradigma. Normal că ne vor considera rebel, nebun, zapci, vai de capul rostru, ce fi la cura? Da. Nu, lumea se schimbă prin voința celor care au înțeles salt înainte, au iluminarea în această țară, voința sacrificiului de sine. Cum se spune, lichida pe noi, cu ghilimele de rigoare. Dar vor veni alții care vor lua învățătura. Și țara asta trebuie dusă în locul pe care îl merită. Ca țară fondatoare, ancestrală de civilizație și spiritualitate europeană. N-ați pronunțat cuvântul solidaritate? Care nu o zic eu. Și mi-asum poate... Dar să știți că ei sunt, ei e sunt o foarte solidari între ei. Da, ei. Da. Dar nu noi care vrem, e, aici care, au vrem... Vrem, care, vrem, pentru cetățeni. Și pentru că suntem dintre ei, care nu suntem Băi în vă spun de ce? Sau nu mai suntem în politică. Știți dumneavoastră că modelul subliminal sau ideea subliminală prin modelul repetitiv cu sau fără voie în societățile omogene se introduce prin Lansarea conceptului, nu, acum divide-i n când ce se divide, nu, lansarea conceptului spargerii, atenție, spargerii conștiinței de unitate, uh -huh. de așa trebuie să fim regiuni, trebuie să fim orice altceva, spargerii conștiinței de apartenență la același mediu social și uh, spiritual. Vedeți că deja sectele atacă, se atacă biserica, simbolurile naționale, steagul este deja. tot de națiune. La... Deci nu, sunt cele cinci elemente superbe ale identitarului. Steagul, cântecul, portul, limba și datina. Suntem loviți în datină. La noi se practică orice, inclusiv extravaganța sau exhibicionismul demonstrațiilor de pe stradă a celor care uh, se împerechează împotriva naturii. Asta este un afront uriaș la nousul, la sufletul intim al poporului. În loc să stea, iertați-mă expresie, să stea dracului în, în chilia lui sau în găoaza lui acolo, el trebuie să stea pe stradă să facă prozelitism, să facă o, 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 o împrăștire, o congestionare, o, o contagiune față de copilul care se uită pe stradă. E un atac grav. Deci te lovește în simbolul tale... spre gena normalului, Normalul normal. Păi, deci normalul este incriminat și abnormalul devine normalitate. De ce? Dacă copilul ăsta așa vede la început, se zici că așa trebuie să fie. Dumnezeu, și, avem foarte puțin timp până la pauză și îmi pare rău, trebuie să vă pun acum o întrebare. Nu? Dar da, nu, nu v am la întrebare. Ok. Și, încă o dată, vă spun, acest popor este spart în foarte multe subrutine de publicuri, societate de publicuri. Este poporul OTV, poporul Antena 1, poporul Băsescu, poporul... Iar când sus văd numai mahalagism, ceartă, dubitabilități, să știți că subliminal se duce până jos. Iar la Cârcimă, când încep să vorbească, să ceartă din ei pe teme de scandal național. Mahalaua de pe centură, s-a mutat în Palatul Parlamentului sau la toate televiziunile. Țara însăși a devenit o mahala din păcate și de marginea europeană. Am înțeles. Vreți solidaritate? După pauză cred că e timpul să găsim și calea de a discuta și mai ales de a face din solidaritate ca solidaritatea să depășească până la urmă granița semantică. Mie mi se pare da. că a rămas subscriu. Cum... Există. Există. Acum am vorbit... Uh, cum să spun eu, ca și pe o radiografie. Eu nu sunt Casandra și nici bocitor de profesie. Avem soluții, putem să ridicăm în avem nevoie de ce? Avem nevoie de locomotive care să asume răspunderea uh, acestui efort colosal, până să rupe coloana vertebrală, să tragă trenul național înainte. Am înțeles, domnilor și domnilor, după aceste cuvinte, care ne dau de gândit și nu numai ele, simțim nevoia unei pauze de publicitate și apoi revenim, Iute cu domnul general Mircea Chelaru. am revenit în direct la o ediție specială a emisiunii Fețele Puterii cu domnul general Mircea Chelaru. Domnule general, pauza a oprit un flux verbal și ideatic interesant. Am să uh, încerc să îl activizez, deși cred că mai mult nu se poate, cu o întrebare care vă rog să uh, ne răspundeți. Ați fost unul dintre puținii români primiți la Pentagon cu cele mai înalte onoruri militare. Cu siguranță sunteți preocupați și la curent cu ceea ce reprezintă problema Ucrainei, e o chestiune pe care am discutat-o probabil în câteva ore. Am să vă întreb însă ceva legat de ceea ce ați spus. Ați identificat tarele societății politice românești. V-aș pentru că oamenii sunt interesați, spuneți-ne ca un cunoscător, ce anume regăsim, de exemplu, în politica americană, cea care stă la baza promovării valorilor euroatlantice în care credem și pe care, să spunem, ne întemeiem sau încercăm să o facem liniile de forță ale politicilor noastre naționale. Sau ar trebui să facem asta. Ce au ei rău și avem și noi și ce au ei altfel în care ar trebui, știu eu, să căscăm cumva ochii, să aducem în spațiul nostru, să adaptăm și n-am făcut-o încă. Încă o dată vă spun, pragmatismul și realismul aplicat. Vă spun dintr-o dintr bucată. Una. Îmi amintesc că în studiile de strategie aplicată și de geopolitică aplicată făcute la Marshall, pe vremea când eram student la Centrul de Studii Strategice George C. Marshall din Statele Unite, una dintre cele mai importante probleme trebuia, a aparținea modelul istoric, ce s-a întâmplat imediat după războiul rece, cum s-a manifestat aceasta și funcție de ce, să spunem, efecte pe termen lung, mai mult, tare, rând, au rămas, cum vor fi ele manageriate, negociate în timpul care vine. Era prin 1994. Și am găsit undeva o, o discuție a anului 1948-49, când se făceau studii asupra lui lungă Telegram, cea mai lungă telegramă, telegrama X, legat de viitorul Europei de Est, și răspunsul secretarului de stat la acea vreme. Uh, cred că suntem interesați de Europa de Est, noi americani, atât de mult cât uh, Stalin este interesat acum de America de Sud. Ăsta uh -huh. era răspunsul pragmatic de atunci. Astăzi, Există un parteneriat strategic între Federația Rusă și Statele Unite. Merge un parteneriat strategic între NATO și Federația Rusă și toate deciziile se iau la acest nivel uriaș peste tot ceea ce înseamnă spațiul vest sărcină european. Vorbim ca Europa. o parabolă, să spun. Bineînțeles. Care o este o cupolă sub care sunt uh, puse cascatoriile uh, și... actorilor. Da? Deci e un circ o de circ, da, da, de circ, în care sunt puse toate instrumentarele pentru unii mai fac actorii. Asta e da. Unii mai sunt și uh, uh, scamatori, sunt uh, clovni. Ei, cred că noi deocamdată aici nu ne suntem, trebuie să ne jucăm același rol pe care ni l-a dat nimeni altceva decât poziționarea de către Dumnezeu în geografia continentului. Napoleon Bonaparte spunea că politica unui stat nu este nimic mai mult sau mai puțin decât geografia acelui stat. Doi. Nu mai suntem, totuși, într-o situație de a decide de unii singuri. Acceptând să intrăm într-o alianță, eu cred că aici trebuie făcut o corectură și mă autocorectez. Eu suntem nu sunt într-o într alianță, <coughs> pentru că alianțele. Se pot dezminți, sparge. Am mai avut alianți. Uh -huh. Suntem într-un sistem de securitate și sistemul de securitate face componentă, parte, componentă a sistemului. Dacă suntem un sistem, în sistemul component, fiecare componentă are rolul și locul în dispozitiv. Ori rolul și locul e în funcție de tăria statul respectiv, iar tăria unui stat se măsoară în trei lucruri importante din punct de vedere al sistemului de securitate. În valoarea resurselor și procesarea acestor resurse din punct de vedere economic, valoarea capacității de reacție militară pentru protecția intereselor proprii și capacitatea politico-diplomatică a liderilor de a face managementul primelor două resurse. Dacă de bine, de rău, cu primele două ne mai putem descurca, e vai și amar de ultima. Degeaba vă dă -o, o sabie de Toledo în mână dacă o folosiți pe post de botă. Uh -huh. Nu se poate. Degeaba explicăm că la ora actuală singura politică pentru un stat de margine trebuie să fie, să fie aceea a unei non-agresivități a unei politici non-agresive, a unei diplomații preventive și a capacitării statului nu de a reacționa cu țâfnă împotriva unor provocări de tip turnesol. Pentru că și americani și ruși produc acțiuni și vede imediat tipul de reacție. Roșu, albastru, neutral, bază și, -și așează în tabla lor de joc go. Oriunde se reacționezi, țifnos atunci când nu am nicio bază de plecare. Ori această politică pe care o susțin este aceea a capacitării instituționale a statului de a absorbi provocările. Tare nu este cel ce dă, tare este cel ce rezistă. Asta trebuie înțeles. Dar din acest punct de vedere, ce se întâmplă din pe Ucraina... Un de fotbal în care cineva atacă, da. dar ești capabil și să Și trebuie să știi să contraataci când trebuie. Înseamnă eficiența politicii statului în atingerea obiectivelor într-un spațiu de interes. Punct. Am făcut puțină lecție. Care pentru că sunt mult peste ambițiile am unui predat, lider. Sau... Am predat și foarte mulți din cei care vreo peste 140 de cursanți, studenți le-am avut la colegii de război a cărui de care am fost patru ani de zile și le-am predat aceste concepte. Pe orechi le intră, pe alta le iese. Sau, chiar dacă ei au însușit aceste normative, sunt incapabile să le pună în, în operă într-un sistem erodat, ancrasat și diacronic. Pentru că vreau să vă spun un singur lucru foarte important. Un singur lucru pe tema asta. În opinia mea, Ministerul Finanțelor, Ministerul de Externe și un minister care nu-i dau numele, au rămas poziționate în secolul XIX. Mm -hmm. Și ca pregătire a vectorilor de portanți ai mesajelor și ca funcționare și procesare a informațiilor în structurile interne. Ori nu poți... Să-ți mâini moarte. Nu poți. Fie nu, i-au făcut copy-paste. Știți ce înseamnă copy-paste? Preia modele din lumea asta și le așează pe modelul românesc ca nu ca în perete. Nu merge. Mimetismul politic și cel structural este, aș spune, picamărul ucigător a oricărei tendințe de inovație a propriului sistem. Întrebarea este, da, ați mai văzut în altă parte? Dar ce o să spună ăla? Uh -huh. Dar unii s a mai pomenit așa ceva. Nu. Nu șiau Sau acum nu este momentul. E, pentru că, că nu sunt Dacă nu înțelege să uită uite la tine și spune, da, 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 da. Mm, știi ceva, hai să găsim un moment mai bun. Mm -hmm. Te mai chem eu mâine. Și se face un deces. Tipic. Da. Pe de altă parte, la a doua invitație, organizatorul, bă, deștept, el e mai pomenit, are soluții. Știi ceva, ne strică ne strică simpozionul. El nu mai chemam. Nu e cazul meu. Nu e și a, bine, sutel a sutelor de oameni. Uitați-vă, am un model deosebit. Florin Colceac, moderator matematic al societăților. Trecut pe linie moarte. S-a lansat Constituția Cetățenilor, unde au lucrat oameni de mare valoare, inclusiv sociologul Ilie Bădescu, economistul Constantin Cojocaru. Nu mai vorbesc de ceilalți care am o listă întreagă. S-a lansat conceptul constituțional al meritocrației. S-a pus în discuție modelul României de jos în sus, al subsemnatului. Toate sunt date rapid. De ce? Îi scoate din pâine. Nu vă mai ajunge niciodată acolo dacă se vor aplica rigorile. Dar mai ales, va fi controlul nemijlocit a ochiului de veche a poporului de jos. Dar... Da. Domnule general, sesizați că totuși politicienii au acest simț extraordinar de dezvoltat de a uh, realiza imediat pericolul care să coace cu ghilimelele de rigoare în spatele de ști... idei novatoare. Știți ce constat? Am cochetat și eu cu politica, dar eu nu am avut sentimentul ăsta de conservare și m-am expus. Pentru că așa am trăit. Eu, vorba românului, cum simt, așa trăiesc. Pentru că am spus simplu, în viață cât ești, te reprezintă ceea ce faci. După ce ai plecat, vei fi doar ce rămâne. Și mi-am dorit să rămână exact ceea ce sunt în viață. Nu în fareceu, nu în duplicat. Au un simț de conservare incredibil. Cum văd că le sunt afectate pozițiile, structurile proprii, sensibilitățile, cocoteriile. Galandrile personale, uh, propriul lor confort, știți că, că unii plâng după fotoliul ăla da, cu, da. cu dublu pluș. i-am văzut. Cum și-au cărat fotolii după el pentru toate ministerele. Ca și cum ar fi fost sursa infuzoare. Că asta e ce rămâne după unii domnule general. Asta e ce rămâne. Asta este singura formă de manifestare plenară a puterii pe care unii o înțeleg. Bun. V-am spus de ce de ce se au acest instinct al autoconservării dar care se face nu prin adaptarea lui la mediul superior și la, la solicitarea superioară a mediului, a societății. Nu. Ci prin lichidarea provocărilor, ignorarea lor. De aceea, astăzi, prin ignorare continuă, au apărut cel puțin două Românii. România închipuită, a imaginarului clasei politice, a clasei superpuse, cum spune Eminescu, România lor. Și România reală, profundă, pe care o chem cu toată credința firii mele în Dumnezeu și în neam. ca așa am spus atunci când mi-am asumat răspunderea să reprezint această țară. Dumnezeul meu este poporul român, iar icoana care mă închin este România. Dacă nu trăim așa, dacă nu-ți faci în poporul tău Dumnezeu căruia trebuie să-i slujești, metaforii vorbind, iar țara, icoana care trebuie să o aperi de orice pângărire, n-ai cum nici să slujești țara, nici statul și nici poporul tău. Ori ei și-au făcut Dumnezei din ei înșiși. Clasa superpusă nu mai are receptorii României reale. De aceea am și spus cu alte ocazii. Poate că unii dintre dumneavoastră ați mai auzit, dar cu riscul de a mă repeta. Noi nu putem să ne regândim viața de azi înainte, și nu viața mea. Anul acesta fac 65 de ani. Nu este atât de mult încât să fiu prea bătrân, să fiu dat deoparte, dar nici atât de tânăr încât să nu fiu băgat în seamă și necredibil. E bine, măcar pentru copiii noștri care vin, măcar să facem puntea de bătaie pentru saltul înainte că dacă eu intru acolo, să nu intru ca o balegă, să nu intru ca un chirpic moale, ci ca un bloc de granit pe care să se pună temelia României de mâine, a copilului mei. România românilor, cu râmare de tipar, nu a românilor ca etnie, ci a celor care iubesc această țară, care nu au altă țară, care trăiesc în această țară și care au conștiința că pot să-și trăiască devenirea individuală și procesuală etno-dezvoltatoare aici, în Carpatul Sfinxului românesc. Dacă așa stau lucrurile și pun întrebarea, ce educație îi legitimează pe ei să intre și să ne conducă pe noi? Cei care, pe care eu îi numesc, și vă rog să mă iertați dacă sunt atât de sever, alogeni mentali. Ei sunt de uneam și o carne cu noi, după nume și aparențe. Dar neuronul lor este în slujba alogenului, al străinului. Aceștia sunt alogenii mentali. Acești indivizi, făcând scandaluri pe televiziuni, pupându-se după ușă, după ce au plecat din fața televizoarelor, nu fac altceva decât să țină țara cu mentalul ocupat și să infantilizeze, să degenereze opțiunea și alegerea celor care se uită. Nu mai știi ce să crezi. Știți că eu îmi refuz să mă uit la televizor? Dau, mă uit doar ca să mă informez. Dar îmi dau fost la vot? Recunosc că nu. N-ați fost la vot? Nu. Bot. Regretați? Nu, nu regret. N-am ce să regret. Nu pot să regret pentru că n-am participat la o farsă. Este întrebarea pe care... de ce? O pentru că nu am convingerea că votul meu nu va fi fost reconvertit, furat. De ce pe buletine de vot? Ca să-și vadă și adevărata realitate. Să pună ultimă rubrică. Nu sunt de acord cu niciunul. Și o să vedeți că 70% din buletine, din 100% popor care vine, îi refuză. Nu au curaj să se uite în oglinda adevărului. Când poporul îi pune oglinda în față, ei se văd strâmbi și urâți. Și nu le place. Credeți că cei care au participat la acest proces electoral au greșit votând? Nu. Nu, nu e nu, nu acuz. Dar n-au făcut altceva decât să legitimeze, cu toate că sistemul de vot, sistemul electoral este idiot. Cum să fii tu legitim? Trimis în Parlament. De 2, 30%, de 30%. Nu! că Fiecare în parte da, da. are de 5%, 10%. 11, cel mai Dacă mai. Mulțești, 30 mulțești 30% cu cei 40%, mulțiți 30% cu 40%, de 17% sau 12%. Da, da. Atât reprezintă forma sau calupul de europarlamentar ai PSD-ului. 12% din cei care ar fi trebuit să spună da. Ei, eu sunt și pentru uh, și, 12, al... și 12% din conținutul sticlei de șampanie pe care au desfăcut-o. Exact. Au... Dar vedeți asta. Așa se uh, validează și se instituționalizează dictatura minorității asupra majorității. Și mă am să aminte acum o, un aforism al lui Napoleon. Și aici, din, din, păcate, are dreptate și suntem vinovați noi că dacă aș avea convingerea că tot poporul apt iese și votează și știu că atunci îmi văd adevărata repartiție a voinței, m aș duce cu mare bucurie. Dacă nu știu cu ei, este deșertăciune. Spunea Napoleon. Cum? a Zece mm. oameni vocal sunt mult mai puternici decât alți 100 de mii care tac. Iată, cei 30% care au reușit au avut puterea să devină pute în Parlament. Dar, cu 10, cu 12%. La... Și data viitoare. Dar sistemul e prost. Bun. Pentru că n-aș admite ca okay. să se ducă acolo dacă nu s-a împlinit măcar... Sistemul nu... e prost și da. nu o să schimbe ei. Nu o să schimbe. Din potrivă, să reducă care cu, sunt cu cât mai sistem. puțin la vot, cu atât mai ușor de cumpărat. Adică, intre electoratul captiv. În niciun caz nu sunteți un om care să așteptați ca din altă parte să se pogoare peste noi un mesia al politicii. Și care să ne scoată cumva din starea în care ne găsim. Așadar, oamenii, spuneți de, de o reconstrucție a societății de jos în sus. Exact. Cum? V-am spus, în primul rând, mă bucur că mergând prin țară, văd pulsare de identitate. Țara profundă funcționează. Mulțumim Dumnezeu! Că încă mai sunt și apar din ce în ce mai mulți oameni iubitori de țară. Talpa. Eu chiar am o vorbă. Toată speranța mea este în învățătorul de țară și preotul de sat. Ăștia păstrează încă. Și le resimt revolta. Îi văd cum își educă copiii în sensul bun. Nici nu mai țin cont de programă. Am Ei învață pe copii ceea ce trebuie. Se întoarce ce? Revolta pământului. Țara de jos în sus a început să manifeste o rezistență prin cultură și prin spirit. O rezistență extraordinară, nu prin a nega, ci prin a reconstrui fiecare în parte. Vedeți foarte multe manifestări individuale în plan local. Bineînțeles că sunt. Minuscule, dar pic cu pic face tău mare. Am mare bucurie să vă treaba da, asta. Această trebuie. rezistență trebuie, în schimb, să urce nu ca un vulcan care se topească, să ardă, trebuie să urce ca și apa limpe dintr-o fântână. Să ajungă la ea, la apa vie, fie ce băutor și căutător de apă curată. Cum? Două lucruri ne trebuie. Răbdare va veni, nu trebuie să fii nerăbdător și să sai fușteii, să arzi etapele. Am spus, m-aș bucura să plec cu credința că acest lucru se va întâmpla fie și în 50 de ani. Dar se va întâmpla. Ori ca să fii sigur că se întâmplă așa, trebuie să crezi condițiile de aici. Și asta se face prin apostolat. Prin a bate fiecare locușor în acesta, așa cum am la dumneavoastră vin de la Deva unde am prezentat identitatea naturală și suveranitatea simbolică. Unde am vorbit despre steag, cântec, port, limbă și datină. Ce frumos sună în limba veche zimbri, limba dacilor. Ia uitați cum sună. Vrai, crai, strai, grai și trai. E minune. Și așa facem peste tot. Și sunt Sute și mii, cea mai mare bucurie a mea că acolo sunt foarte, foarte mulți tineri între 15, 20, până în 25 de ani, care absorb treburile acestea. Eu sunt un optimist incurabil, dar nu nerațional. Îmi spune un prieten al meu că poate cel mai interesant hobby al momentului, cel mai în trend ești, dacă ai făcut din România pasiunea. Pasiunea vieții tale. Are un mod plastic. Da, Superb, îmi place. Dar, mie dar e nu o pasiune e, idolatră, nu o pasiune, a spune, aproape bolnăvicioasă, doar pentru a demonstra. Țara nu se iubește răcnind iubirea ei pentru ea, U. ci se iubește luptând, muncind cu sârg și mai ales cu sacrificiu pentru ea. Domnule general, v-am văzut cu o carte, cu o noțiune. E foarte puțin timp până la finalul emisiunii. E o notate. Spuneți-ne despre ea. În... Care în... din ele? Noua Sofia sau. Exact. Știința exact. răului. Știința răului, pentru că parcă asta este și mai interesantă. Răul a devenit o știință. Da. Dar aceasta este cartea unui. Deci astăzi este un o om zi de mare valoare. Care istoricește, are o rezonanță. Da, de deci ce? Este ziua în care s-a născut, ieri a fost executat, în 46, ziua în care s-a născut unul dintre conducătorii acestui popor, unul dintre conducătorii statului român, Mareșalul Ioan Antonescu. A fost executat exact o zi înaintea zilei sale de naștere. Și întrucât am recunoscut-o public, eu nu mă refer la cele greșite de el ca om, eu păstrez mare lui sacrificiu și jertfa lui pentru identitatea și demnitatea acestui popor, de fiecare dată aprind o lumânare pentru mareșal la cei vii. Aceasta este o carte care se referă la degenerarea indivizilor și popoarelor sub denumirea de știința răului, una dintre marele salturi în știința modernă, din fericire pentru noi, este un român, este un clujan, și dacă vreți să regăsiți cauzele tuturor relelor, atât de bine sunt lucrate, pentru că este o lucrare științifică, genteze de doctorat, cu toate că este una de știință aplicată interdisciplinară, iar aceasta altă, se numește Noua Sofie și un termen nou introdus, anul acesta a fost publicată, de un fost profesor de filozofie din Universitatea Națională de Apărare, e retras undeva la Șarodornei, Noua Sofia. Adică creerea noului câmp al iubirii de suflet și spirit. Cum putem depăși toate racile lumii materiale a pseudofericirii a lui a avea în favoarea în alte fericiri a lui a fi. Nu. Am uitat să fim, alergăm numai după a avea. Domnule general Mircea Chelaru, vă mulțumesc pentru această convorbire, cu mare regret pentru că 50 de minute par întotdeauna ca părerea ca părerea românească flușturatică și aruncat așa în scurt către mulțime, a fost însă o oră pe care cu siguranță cei care au și ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor, o veți judeca și o veți valoriza cum ați făcut și cu, la prima întâlnire cu domnul general Mircea Chelaru. Eu am venit pentru bucuria de a mă reîntâlni cu această lume minunată a României reale, a celor care au ținut și steagul, și scutul, și straiul, dar și țeapa la Târgovește. Nu dând țeapă neamului, ci folosind țeapa ca formă de purificare. Cât că trebuie să facem un simbol al purificării, nu atât prin tragerea în țeapă a unui om, cât prin tragerea în țeapă a răului care se naște în om. Știți cum nu? Prin credință prin slujirea devotată a neamului tău că nici un slujitor al Dumnezeu în biserică sau un binecredincios întru Hristos nu se poate mântui decât în interiorul neamului său dar nu nefericit, ci fericit. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și sper Așa să, să ne mai fie. vedem în platourile MDI TV la Fețele Puterii sau la alte emisiuni. Doamnelor Așa și domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și nu-mi vine în minte o altă încheiere decât să vă reamintesc că a existat un scriitor pe numele Sobrașovean, Ștefan Baciu, care cândva în exil la Honolulu a scris o carte, Praful de pe tobe, și în acea carte încheia așa ați aminti, înseamnă de fapt a trăi, iar cineva a spus a guverna, înseamnă mai mult decât a trăi, iar acesta a fost generalul Mircea Chelaru. Vă doresc o seară bună și mai ales o noapte albastră.